puține sunt de spus după acest turneu, totuși vă rugăm să faceți un scurt comentariu sau o scurtă analiză a turneului care a fost găzduit de țara noastră. Ce să zic, a spus și dumneavoastră, cred că sunt prea puține de spus. Din păcate, toți am văzut, am fost martori la nivelul nostru de fotbal. Eu am fost conștient de la începutul mandatului, când am preluat echipa. Deci, până în ultima clipă am crezut, se vede că m-am păcălit. Îmi asum total responsabilitatea pentru toate rezultatele, pentru acest eșec, dar trebuie să recunoaștem toți, trebuie să recunoaștem că fotbalul nostru este unul care l-am arătat la ora actuală și dacă nu vom schimba ceva cardinal, va fi și mai rău. Sunt foarte, sigur, dezamăgit, în primul rând de rezultat. Noi am lucrat, am încercat să aducem și să facem lucrurile ca să meargă pe teren, nu s-a reușit. Acum trebuie să înțeleg și eu și să fac o analiză la rece, dar sunt foarte, foarte multe probleme. Sunt foarte, foarte multe probleme, probleme de lot, probleme de ordin tehnic, de ordin tactic, fizic. Deci suntem acolo unde suntem și trebuie să o recunoaștem cu toții. Toți suntem responsabili, dar cel mai mare responsabil eu sunt, fiindcă tot și rezultatul mi-a aparține mie. Pe locuri au fost situații când am fi putut să marcăm. A fost o problemă în linia ofensivă sau în general? Sunt probleme mari, ați văzut și la portar. Nu știu dacă ați știut că portarul de bază s-a accidentat. Sunt mari probleme și la fundaș. Sunt probleme mari și la mijloc și la finalizare. Atunci când reușeam să ducem mingea aici la finalizare, n-am reușit. Am avut și primul meci ocazie, și a doilea meci, și a treilea meci, chiar și azi am avut ocazie. Nu putem marca, fiindcă, nu știu, probabil nu facem ceva corect. Nu, începând cu pregătirea, ceva cu pregătirea de antrenament, pregătirea de meciuri, trebuie să recunoaștem acest lucru.